Hello and welcome back. This video will be in Romanian. If you want to understand what I'm saying, please press the CC button in the YouTube player to load the subtitle. Thank you. Bună ziua și bine v-am regăsit. Astăzi vom trece la lucruri puțin mai diabolice, nu am mai trecut de mult, și o să vă prezint cum puteți să faceți bani pe SAMP fără să mișcați un deget. Hack-ul pur și simplu se plimbă în locul vostru, voi nu trebuie decât să stați pe scaun și să vă uitați cum banii cresc. Ce trebuie să faceți? Trebuie să intrați pe tutoriale pe net, intrați la Jobbot, citiți instrucțiunile, o să aveți aici download links. Eu deja l-am downloadat, logic, fiindcă eu l-am făcut. Ok, dăm click dreapta, extragem undeva. După cum vedeți, n-am niciun virus, că mulți au zis că are virus. Dau puțin volumul mai încet. Instalăm Cleo. Ok, acum va trebui să copiem fișierul sampfunks.asi în folderul SanAndreas, în folder, atenție, aici. După care copiem fișierul Vehicle Recording la SanAndreas, Cleo, aici. Iar acum va trebui să intrăm în joc. O să intru pe un server oarecare. N-am SAMP-ul instalat. Vai să-mi bag. Ok, mi-am instalat și SAMP-ul. Ok, să nu intrați pe RPG4, fiindcă se sărbătoresc, cred că 2 sau 3 ani de când s-a deschis RPG4. Nu intrați acolo, mă supăr pe voi. Intrăm pe ceva... Na, server fantomă care l-am primit pe Facebook. Na, intru în joc și ne vedem acolo. Login. Da, mi-am făcut cont ieri cât timp registram, cât timp am făcut tutorialul pentru site. Mă dă la... Mă dă undeva. Hai, mergi. Ok, tutorialul nu o să-l fac mot-a-mot, nu o să mă duc la tracker ca să... Ce? Nu pot să folosesc engine? Ce naiba? Login. 1, 2, 3, 4. Bine, puteau acolo gen să cenzureze când scrie 1, 2, 3, 4. Ok, cum funcționează hack-ul? Ei bine, să presupunem că aici este jobul de tracker, fix aici. Iar tu trebuie să ajungi până destinația ta este după capătul podului. Ei bine, tu trebuie să înregistrezi tot drumul, de aici până la capătul podului și de la capătul podului încoace. Deci să începem, ne luăm puțin avânt. Eu vă recomand să înregistrați cât timp aveți puțin avânt. Apăsăm pe O, avem recording. Acum ne plimbăm. Mergem până la capătul podului, întoarcem și oprim înregistrarea. Uite, aici să presupunem că ai livrat ceva pentru tir, acum ne întoarcem. Pe minimap vă apare un punct de unde ați început înregistrarea ca să vă fie mai ușor. De asemenea, vă recomand să vă lăsați puțin spațiu, să nu vă duceți fix la punctul ăla. De exemplu, acum o să-mi las puțin spațiu, o să întorc aici. Și o să opresc înregistrarea. Acum, ce trebuie să faceți după ce ați pornit înregistrarea? Vă dați puțin mai în spate, apăsați pe P și jocul va face totul pentru dumneavoastră. După cum vedeți, n-ating deloc tastatura. Câteva sfaturi ar fi să nu mergeți cu spatele. Programul nu știe să înregistreze cât timp mergeți cu spatele. Un alt sfat ar fi să încercați să mergeți cât mai regulamentar pentru a nu lovi alt jucător, fiindcă atunci când lovește alt jucător, programul se dereglează cumva și ideea e că nu o să mai meargă și va trebui să faceți voi cursa manual. Un alt sfat ar mai fi să nu dați ad că folosiți programul ăsta, să nu vă lăudați la nimeni, să țineți doar pentru voi chestia asta. Pentru că dacă vă lăudați, primiți bani, destul de simplu. Iar ultimul sfat ar fi ca niciodată să nu folosiți programul ăsta fără să fiți în fața calculatorului.
pentru că se poate întâmpla ca un admin să suspecteze faptul că, uite, acum cum merg eu, întorc fix în același punct, mereu schimb banda 2 cu banda 1 fix în același punct, întorc mereu pe lângă stâlpul ăsta pe lângă care am trecut. Ideea e că sunt niște chestii repetitive pe care le faci. Și, na, adminii se pot prinde destul de ușor. O să revin peste o săptămână, după cum știți, na, când eliberez un hack, eliberez și un anti-cheat pentru el. Peste o săptămână, deci aveți timp să vă bucurați o săptămână de el, o să vă prezint și o soluție pentru a putea detecta acest hack. Pentru a face cursele infinit, să nu mai păsați voi pe PS singuri, vehicle recording loop, și acum va merge singur în buclă fără să mai apăsăm noi pe. Asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați, țineți programul pentru voi și ne auzim data viitoare.